Camelin, ai pus tu pe scaunela? Stai, încerc să fac și eu la toată lumea. Că ei sunt importanți, nu noi. Păi, am emoții. Ce faci, mă, plângi? Băi, nu pleacă, la, nu pleacă în armată, să știi. Hai că nu vreau să-i transmit asta. Mamă, că nu pleacă în armată, calmează-te. Acolo este clasa ei? Aici. Ai băgat-o și pe aia acolo? Da, stă jos. Ea a fost la școala de vară, unde și-a cunoscut o parte din colegi, n-au fost toți, și-a făcut deja două prietene. E un copil tare sociabil. Faptul că la antrenamente sunt atâția copii și pleacă cu tatăl ei în cantonamente, se face plăcută oriunde merge și e un copil sociabil, nu are probleme. Nu văd timidă pe Matilda, nu. Are bun simț în ea, dar nu depășește limitele alea, nu. Emoții. Acolo e clasa B. Nu vreau să-i le transmit. Ia vezi că e clasa B aici. Păi nu ai zis tu că ai dus unde trebuie? Stai un pic. Acolo mă... Dă-mi mie florile și du-te tu unde e Ana, acolo, că e și Bogdan. Stai puțin, stai un pic. Dați-mi puțin voi, vă rog frumos. Mulțumesc. Da, am ceva în ochi, cred. De azi de dimineață tot am ceva în ochi. Iau, am încă am nimerit bine, lasă-mă așa, că am și eu emoții mai mari, dar nu vreau să vadă. Da, Cătălin? Ce? N-ai nimic în ochi? Nu, că nu-mi pleacă fata în armată, să știi, la băiat probabil, că o plecă în armată, acum nu. Cred că ai zis ceva în ochi lui Izie, știi? I-am zis la un moment dat, zic, bă, soră, vezi că nu pleacă în armată, lasă-o că e fata, abia începe școala, calmează-te, liniștește-te, de ce plângi? Bine, dar mamelor cum sunt emotive, plâng, nu știu ce, asta e viața. Pentru mine, dacă mă întreb ceva, cred că am avut o singură dată o glumă cu un prieten de-al nostru care are copilul la sală și s-a întâmplat ca fetița lui să fie în aceeași clasă cu Matilda. Că aia dintre voi are mai multe. A mea a plâns deja, a dat la Bobo. Da? Da. Dar în rest, pentru mine, dacă mă întreb ce s-a vorbit, nu știu foarte mult. Am fost ca un robot pentru că ochii mei nu s-au dezlipit de Matilda. Am încercat să-i absorb fiecare emoție, fiecare lucru care mi s-a părut mie cumva că nu e la locul lui în momentul ăsta. Dar Matilda a fost atât de relaxată și atât de... Nu știu ce să zic. Zici că o dore la bașchi, să nu avem nicio treabă. Mati! Măi, mami, hai să-i trebuie partea cealaltă. Bravo! E și Maria în spatele tău, auzi-o? Nu trebuie să fac o pancartă mai. Nu se pleacă în armată în prima zi de școală. Simplu, ca să liniștească, știi? Stai tu liniștită! Cred eu că a avut și el emoții, mai vorbim de seară. El a fost la care n-a dormit aseară, ca să vă spun eu așa un secret. Sănătate. Exact, campania electorală, știi? Dar e Matilda ta, care începe școală. Da, mă, da, Matilda e egal la mei, ca la concurs. Eu nu am emoții pentru ea. Emoțiile pentru ea au fost de mult și oricum, dacă le am, am grijă să le maschez foarte bine, să nu se vadă. Așa că și mami le maschează foarte bine emoțiile. Am ieșit pe la 3:30 din dormitor și am văzut televizorul aprins la el în cameră. Zic, doamne, ce se întâmplă? Că nu prea se întâmplă lucrurile astea des. Și l-am întrebat, la ce te uiți? Nu știu. Dar ce ai? Nu știu, nu pot să dorm. A avut emoții, vă spun eu. Dar el nu le arată, el e durul. Da, am văzut-o pe mama. Când am văzut-o că plânge, mi-a venit și mie puține emoții. Așa. Da, prima zi a fost foarte frumoasă. Eu așa fac și înaintea fiecărui meci, ca să înțelegeți eu. Câte are? 270 și câte? 287 de meci. Și am emoție de fiecare dată. Așa că... Da, am încredere în ea, că e un copil bun. E pregătită. Ce cred că o să-mi placă cel mai mult? De învățatul și puțină joacă așa. Pentru că o să ne ducă peste tot. O să ne ducă la cofetării, la filme, la multe o să ne ducă. Și mama vrea să mă ducă undeva la o tavără de 6 zile, 7, nu mai știu câte. Așa e la școală acum, e cu film, cu cofetărie? Nu, cu înghețată. Nu o să-mi placă mult.
Zi, mate. Te vezi pe tati, l-a strigat. Cam așa stau de lucruri. Dar aș da domn primar aici și dacă te vede domn primar e ok, nu e problemă, să știi. Dar tati a plâns sau nu l-a văzut? Nu a plâns, doar mami. Cătălin, spune că suntem aici. I-am spus. Așa. Fericit. Și mama plângea de fericire. Mă, dacă nu ați aflat până ziua de astăzi, eu, tăticul, sunt bun la orice. Mămica e bună de la anumite chestii. Dar eu, da, ea simte, știi, suportul meu, simte, cum să spun eu, siguranța care o transmit eu. Chiar dacă pe mine mă macină și acum când vorbesc cu voi, știi, îmi face stomacul, uite așa, știi? Dar eu încerc în fața ei să nu par. Încerc să fiu cât se poate de drept și să transmit exact ceea ce trebuie să primească. Să-i înlătur temerile ei. Da, pe el îl căuta. Ai văzut că pe el îl căuta, ca și la meciuri. Matilda, până acum un an de zile, cerea ca eu să nu vin la competițiile ei. Și la un moment dat am întrebat, mami, dar de ce nu vrei să vin? Pentru că mă doare aici la burtică, simt ceva aici când vii tu. Și, dar nu am lipsit, n-am lipsit de prea multe ori. Merg, dar nu știe că sunt în sală și apar după ce se termină meciul. Acum îmi spune că vreau să vin, zice, vreau să-mi faci o surpriză. Adică știe că sunt acolo și apar, se iau în brațe la sfârșitul meciului. Dar da, ea are o legătură specială cu tatăl ei. Avem în față, într-adevăr, copiii care sunt la început de drum, clasa pregătitoare, clasa 5-a, clasa 9-a și pe această cale vreau să vă urez să aveți parte de un an nou școlar cât mai bun, cât mai fericit și cu rezultatele pe care vi le doriți cu toții. Și am intrat în sala de clase, unde din nou m-a luat un val de emoții, simțeam o căldură copleșitoare, simțeam că nu mai am aer. Am văzut, mă gândeați asta mică în bancă. A fost ceva... nu știu, nu pot să descriu în cuvinte. Cred că o să-mi apară icoana asta ei, cu obrăjorii aia și ochișorii aia micuții și un zâmbet total. Îmi doresc să o văd fericită și să rămână așa până la sfârșit, să vadă școala ca pe ceva frumos, ușor și să o facă cu drag, să meargă de drag la școală. Sunt foarte importanți primii ani. Așa cum grădinița, ea niciodată n-a plâns că nu vrea să meargă sau cum grădinița a fost ceva plăcut unde își dorea și în weekend întreba când era mai micuță și nu știa să facă discernământul așa de vineri și sâmbătă și duminică ce se întâmplă că e weekend și trebuie să stea acasă. Ea sâmbătă și duminică am întrebat, dar la grădii când mergem? Dar de ce stăm acasă? Așa îmi doresc să fie și la școală, îmi doresc tare mult. Ne-a dat și de genduțe, ca niște cutiuțe mici, așa, care, ca niște cutiuțe. Giuzdănele, da. Și când am deschis, ce crezi că era acolo? Era, cum să zic eu, ca o riglă, dar era numai un iepuraș. Și o inimioară și niște bombonele. I-am lăsat una lui Vladim și așa că ne-a dat și balon. Am rupt bățul de la balon în greșeală. Mi-a mai rămas doar balonul. Nu, sper să nu-l rup. Din sala de clasă, cum a fost? Că știi, îți cunoșteai o parte din colegi. O parte mică, mică, mică din colegi. Pe o fată, dar nu mai știu cum o cheamă. Și încă una care nu mai știu cum o cheamă. Și încă una care știu cum o cheamă, o cheamă Elinca. Cu altă colegă, care tot o cunosc, o cheamă Maria. Încă una o mai știu. E de la sală. Thank you.
Emoții și pentru mine a venit puțin în momentul în care, și stres puțin, în momentul în care am intrat în clasă, de școală. Și mi-am dat seama că acela va fi locul în care Matilda va învăța. Și atunci, cumva, văzând restul colegilor, încercam cumva, știi, ca la o competiție, să văd cu cine s-ar duela ea pentru cea mai bună din clasă, cam care sunt adversarii ei, cumva, și la modul ăsta. Aproape că am rămas șocat în momentul în care am întrebat doamna învățătoare, nu știu ce, și Matilda s-a și ridicat să răspundă ceva, deci nu zic, wow. M-a dat peste cap cumva, știi? Hai sportivi. Trece repede timpul, prea repede. Azi a fost prima zi de școală și mâine duci la facultate. Asta e o senzație foarte neplăcută, pentru că pentru fracțiune de secundă am avut-o așa, în brațe la spital, la maternitate. Când am dat-o prima dată în brațe, că a început să meargă, când am dat-o în brațe după primul meci câștigat, când a terminat grădinița, și nu venea să cred că a terminat grădinița, și acum, ziua în care a început școala și nu venea să cred că de repede a trecut timp. Și te gândești, unde pleacă timpul ăsta, unde se duce? Cred că noi ne gândim totdeauna că mai avem timp. Dar cred că din momentul în care ne naștem, ni se scurge timpul. Se tot scurge, până nu mai rămâne absolut nimic. Și timpul ăsta de 6 ani, mi se pare că s-a scurs prea repede.